Domnule Bălăceanu, încep cu dumneavoastră pentru că sunt foarte multe aspecte. Le-am prezentat în parte pe unele dintre ele. Din punct de vedere militar, în ce stadiu ne aflăm acum? Pentru că avem și contextul în care Zelenski și-ar dori un nou plan de pace, e adevărat, în anumite condiții. Până la planul de pace vorbim despre bombardamentele rusești și despre avansul armatei ucrainene în Kursk. Până la război energetic în plină desfășurare, de altfel un război energetic care urmează afectarea sistemului energetic al Ucrainei în perspectiva iernii care vine, ceea ce înseamnă că Rusia acționează din toate perspectivele, război clasic energetic, război economic, război informațional, pentru un război sau potrivit principiilor și caracteristicilor unui război de uzură de lungă durată. Situația este reechilibrată. Odată cu declanșarea operației Kursk, deja se vorbește de comandamentul operațional pentru bătălia Kursk, este vorba de comandamentul operațional Siversk. Se recâștigă, pe de o parte, inițiativa de către Ucraina, în condițiile în care rușii păstrează inițiativa pe majoritatea direcțiilor. De fapt, greșesc când spun pe majoritatea direcțiilor, pe toate direcțiile. Și asta înseamnă direcții de ofensivă de pe malul stâng al Dniprului până în zona Harkov. Sunt 11 direcții în care rușii continuă ofensiva cu o centrare a efortului în zona Donbasului, apropiindu-se chiar pe direcții secundare, dar apropiindu-se și de puncte centrale care reprezintă esența apărării în Donbas. E vorba de Kramatorsk, un oraș care este îngemânat cu un al doilea oraș, Sloviansku. Pe de altă parte, în Kursk au stagnat acțiunile ofensive în mare parte ale ucrainienilor. O parte din localități, din ultimele comunicate, au fost recucerite de către ruși. Putem considera că se duce o luptă de contact în zona Kursk. Vom vedea pe ce aliniament se stabilizează frontul. Vom vedea modul în care ucrainienii dispun de rezerve ca să-și consolideze apărarea și vom vedea în același timp capacitatea rușilor de a-și crea gruparea de contraofensivă, care bănuiesc că va avea ca rol principal încercuirea grupării de forțe ucrainiene care acționează în bătălia pentru Kursk. În definitiv, dar în proporții diferite, iertați-mă, asistăm la un război în oglindă, un război clasic, bătălia pentru Donbas în oglindă cu bătălia pentru Kursk, lovirea sistemului energetic de către Federația Rusă, dar și lovirea sistemului de rafinare, transport, depozitare, combustibil din Federația Rusă, Kievul lovit dens și des, dar în același timp asistăm și la lovituri asupra Moscovei. Este un anumit tip de echilibru, pentru că în definitiv rușii dețin o anumită supremație, cel puțin în anumite zone, iar pe de altă parte sunt semne evidente de continuarea războiului. Anul 2024 nu este clar și cred că și anul 2025, iar pe de altă parte nu sunt niciun fel de indici de externalizare, de escaladare internațională a conflictului sau mai ales de trecere la întrebuințarea armelor nucleare tactice. Deși se vorbea și colegii mei au menționat acest lucru, sirenele s-au auzit și în apropiere de centrala nucleară din Kursk. În aceste condiții vorbim despre un pericol iminent sau pur și simplu un semnal de alarmă? Din moment ce ucrainienii au bombardat și au distrus trecerile permanente peste râul Seim, râu care trece și prin Kursk, este un aliniament pe care ei și-au propus deja ca planificarea operației să se oprească din acțiunile ofensive.
în mod sigur Sârski, care este, din punctul meu de vedere, autorul acestei lovituri magistrale în pântecul moale al Federației Ruse, acolo unde Federația Rusă are un pântec moale, nu s-a pregătit numai pentru operația ofensivă realizată prin surprindere, și putem vorbi de o surprindere strategică. Maestria lui se va dovedi și în momentul în care vom vedea că poate să continue controlul acestei zone și va fi pregătit pentru o apărare de lungă durată. Este o problemă extrem de provocatoare pentru armata ucrainiană. Ca atare, mi-este greu să cred că armata ucrainiană mai dispune de încă o grupare de forțe, o grupare de rezervă cu care să acționeze pe modelul Kursk în Belgorod, ținând seama că nici geografia nu este favorabilă. Granița dintre Belgorod și Ucraina este controlată de forțele rusești. În Belgorod sunt masate forțele rusești, care sunt permanent introduse în luptă, fie pe direcțiile de ofensivă din Donbas, fie pe direcția ofensivei înspre Harkov. Acțiuni de incursiune putem vorbi, dar o acțiune în replică nu, și mi-este greu să cred că dacă există în planificarea luptei, în planificarea operației, iertați-mă, de către ucrainieni, și o lovitură în Briansk, se mai poate realiza acum. Ceea ce este important este faptul că prin operația din Kursk s-a realizat o dejucare a planului Federației Ruse de a crea centura de est. Pentru că centura de est însemna cuceriri teritoriale care să includă sau exclusiv orașele Harkov, Sumy și Chernihiv. Să nu uităm că de pe direcțiile Sumy și Chernihiv, rușii au desfășurat acțiuni ofensive înspre Kiev. Ori centura de est este importantă pentru Ucraina. Pe de altă parte, ca un scenariu posibil, îmi spuneam că dacă rușii reușesc să creeze centura de est și dacă apărarea ucrainiană este slăbită, de ce nu ar planifica rușii și crearea centurii de sud, care este cea mai avantajoasă cucerire teritorială? E vorba de operația Odessa, de la Odessa ieșire la gurile Dunării și Transnistria. De ce ar fi un succes strategic de proporții mari? Pentru că ar permite Federației Ruse să controleze mult mai bine acvatoriul Mării Negre, ar interzice accesul Ucrainei la exportul prin porturile maritime și prin porturile dunărene, și mai mult decât atât, în replică la deschiderea frontierei în zona de nord prin intrarea, sau nu neapărat deschiderea, ci extinderea frontierei cu NATO în zona de nord prin intrarea în NATO a Finlandei, respectiv a Suediei, s-ar apropia Federația Rusă pe o altă direcție, vorba de zona de sud-est, de granița cu NATO, care ar însemna o schimbare strategică din punct de vedere al amenințărilor. Noi, România, trebuie să ne gândim că avem două amenințări esențiale. Ajungerea rușilor la gura Dunării sau un regim naționalist pro-Moscova la Kiev, Ucraina din postura de prieten devenind un dușman.